Așa să fie. Clasa 4. Deci, clasa A. 4. Probleme, da? Probleme. Categoria de probleme pe care vreau să vă spun, copii, se cadrează, așa zis, în metoda comparației. Deci trebuie să avem un factor de comparație acolo. Bunar, cum a fost problema de înainte, cu același număr de farfurii. Da? Deci de aceea trebuie să regândim și să vedem câteva metode clasice pe care să le avem ca instrument de lucru și atunci când suntem într-o problemă să ne gândim, băi, cu ce metode? Cu asta am eu, da? Iată cum zicem, așa. Să compunem o problemă împreună de data asta. Da. Uite, o să mă vedeți pe mine cum compun și voi să prindeți meșteșugul ca și voi la rândul vostru să faceți probleme de acestea. Deci, eu fixez așa. O camașă, una camașă, costă, să dăm un preț. 15. Hai, mai aproape de realitate. La 80. Ea costă 35. 80. Cam 80, așa. Da. 35, uite. 35 lei. Una camașă, 35 lei. Da. Da? Putea face cu chestia asta, gen, primul s-a trezit, a doua... Așteaptă, așteaptă, o să facem și acolo. Acum mă duc la chestia asta, da? La probleme de modelul ăsta. O camașă costă 35 lei. O pereche de șosete, să zic, costă 3 lei, 4 lei, da? Da? 6 lei. O cravată, hai să. O cravată. O cravată. Da, 15 lei aici, 18. 18 lei. Și eu, acum, știu, am fixat prețul, da? Dar asta e în culise. Eu vă arăt acum cum să faci, cum se gândește o problemă. Cum gândesc cei care le fac, cei autori. Care propun probleme. Și acum, pe 5 cămăși și 7 cravate, cât s-ar da? Pe 5 cămăși înseamnă 35 ori 5. Păi o singură camașă costă 35 de lei. Da, 5 cămăși, 35 ori 5. Da, 7 ori 18. Deci face 107, cât aici? 175. Iar pe 7 cravate, dacă o singură cravată costă 18 lei, 7 cravate vor costa 7,18 lei. Nu e așa? 7,18 lei. Una costă 18 lei, 7 vor fi 7,18 lei. 7 ori 18... 126. Le adunăm. 301. Și face 301. Deci cele două adunate. Da? 175 plus 126 dau 301 lei. Bun. Și atunci formulez așa. 5 cămăși și 7 cravate costă 301 lei. Așa începe problema, practic, știi? Dar vedeți, autorul deci, după pleacă... El pleacă de la și așează el numele tot. Cum se așează numele? Eu să știu mai acolo. O cămașă 35, zic, o cravată 18 lei și de-acum ia să le dau eu 5. 5 cămăși, 7 cravate. Așa, știi? Da? Deci pleacă de la o valoare de adevăr. Deci el pleacă de la niște lucruri și le așează el și până le lasă nouă, aflați voi cât costă o cravată și cât costă o cămașă, da? Deci o primă etapă pe care ne-o dă ca informație este așa. 5 cămăși și 7 cravate și 7 cravate costă 301 lei. Da? Costă 301 lei. Acum aș mai ia alt număr de
cămăși. Multiplică iară ceva. Da? Ziceți voi, ce vreți să multiplicăm? Dar cu tot același preț. Tot cu același preț, dar ziceți 15 voi. 15 cămăși. 15 cămăși. Și 20 de tricouri. Da. Și 20 de cravate suntem. 15 cămăși. Da. Și 20 de cravate. Și 20 cravate. Da. Hai să vedem cât o să poți, ca să putem să punem o problemă acolo. 15 cămăși câte ori să coste? Egal cu 15 ori 35. Păi 15 cămăși. Dar cu sigur cămașă 1750. 35, ca să vrei, urmește-mă, da? 1750. Deci dacă o singură cămașă costă 35 de lei, 15 cât au propus colegii tăi? 35 ori 15. Așa facem. Deci 35 ori 15. 525. 525. Și 20 de cravate? O să 20 de cravate. Ziceți, 20 ori? 20 ori 18. Bravo, sigur că da. 20 ori 18. 20 ori 18. 360. 360. Le adunăm. În total, așa, deci 525 plus 360. 885. Și acum autorul zice. Acum e partea a doua problemă, zice. Pe 15 cămăși și 20 cravate nu? Costă 15 cămăși și 20 cravate costă suma totală 885 lei. Cât costă o cămașă, cât costă o cravată? Și întreabă, cât costă o cămașă, cât costă o cravată? Dar ia uitați la ce plecat. El știa în culisii. Și-a luat un preț pentru cămașă, un preț pentru cravată. A luat prețul și a multiplicat el de acolo. În mod clar, la întrebarea lui, cât costă o cămașă și cât costă o cravată. Da? Cât costă o cămașă și cât costă o cravată? Răspunsul știm acum. O cămașă costă cât? 35 lei și o cravată costă 18 lei. Noi știm, noi care am compus problema, noi știm asta. Dar acum... Să presupunem că nu știm. În momentul ăsta nu știm. Gata, trecem. Te rog, Daria, citește-mi problema. Da. Ok, deci... O cămașă. Nu. Problema asta, nu. Problema asta, asta nu aia. Nu asta, asta a fost cu glisele. Aici nici nu ați văzut, nu știți nimic voi. Nu e scris acolo, ce nu? Ce să nu-i pe caiet? Asta nu-i pe caiet, da. Nu, nu e scris. Cinci cămăși și 7 cravate. Costă 301 lei. 15 cămăși și 20 de cravate costă 885 de lei. Cât costă o cămașă și cât costă o cravată. Ați înțeles? Acum voi aveți o problemă compusă. Așa te duci la colegi, la așa, și le spui. Băi, uite, am o problemă, am găsit o problemă. Să o facem. Deci, 5 cămăși și 7 cravate costă atât. 15 cămăși și 20 cravate costă atât. Cât costă o cămașă, cât costă o cravată? Nu cred că o să fac asta. Ei, nu. Păi da, dacă ești șmecherilii, să-l apuc să-l fac. Sigur că nu. Ei nu ți-l duce deodată pe rezultatul 35-80. Nu se pot duce așa. Ei trebuie să găsească mecanismul de rezolvare și stăpânesc mecanismul și s-a făcut. Cum l-am găsit și eu. Cum l-am găsit? Hai să vedem noi și acum să-l găsim. Ei, da. Acum, 5 cămăși, 7 cravate costă atât. 15 cămăși și 20 de cravate costă atât. Cum să facem, copii? A, păi facem 15 minus 5. Daria, așteptăm să vedem. Puțin, Daria. Deci tu te gândești... Să le scadă. Să le scadă, da? Să scădem din asta pe cea de sus, da? Da, și 885... Minus 301. Da. Și îți vor da, practic, la scădere 10 cămăși și 13 cravate, nu? Da. Și costă nu știu cât, va fi la rezultatul acolo. Da. Va fi o nouă situație. Provenite din astea două. Dar o să fie mai ușoare. Poate e mai ușoare, poate e mai ușoare. Dar la scădere ți-au dat cât? 10 cămăși, nu? 10 cămăși. Nu ți-a dat o singură cămașă ca să te poți lega. Deci scăderea pare că nu-ți vine chiar la îndemână.
Da? Deci nu te descurajezi, dar ai înțeles de ce. Că la scăderea asta ți-a dat 10 cămăși și 13 cravate, da? El are altă soluție, altă idee. Ia să vedem, altă idee. Facem 15 minus 5 și ne dă 10, pe aia 7 minus 20 minus 7, care ne dă 13. Din 13 scădem 10 și ne rămâne 3. Și cum să scădem 10? Adică mere cu pere? Adică din 13 cravate scazi 10 cămăși? Nu se poate. Mere cu pere? Adică nu, nu, nu ne puteam amesteca. Aha, ia zi dacă ți-a aminte. Păi facem 885 minus 301. Pa, asta o zis. Da, asta o zis Casandra. Păi da, dar e bun. Da, e bun, dar noi vrem să... Da, mersul înapoi. Și ar fi... Da, mersul înapoi, de unde se plecăm? Da. Deci n-ave de unde plecat, tot aici. Domnul profesor, v-a mai dat o soluție, mai ușoară. Metoda figurativă? Nu, atenție multe. Eu trebuie să urmăresc foarte tare să am același număr de cămăși. Uitați-vă. Sau același număr de cravate. Să încerc să fac ceva ca să am același număr. Deci să fie bunoară același număr de cămăși. Hai să ne focalizăm pe cămăși. E mai ușor. Ca să fie același număr de cămăși, câte sunt aici? Câte sunt aici? Aici sunt 15 cămăși. Da, aici. Dincolo sunt? 5. Cum se egalează? Adică ce să facem ca să... Facem 301 împărțit la 10. Nu, nu, David. 301 împărțit la 10. Atenție, David. Încă o dată, insist. David, trebuie să mă urmărești pe mine. Acum nu mai căuta în urmă, că se pare că în timp ce eu încerc să te aduc la lângă mine, tu te uiți în altă parte și nu ți iese jocul. Deci încă o dată, atenție. Bun. Vreau să am aceeași unitate de măsură. Adică să fie... 15 cămăși aici și în partea cealaltă, tot 15. Ce să fac? Pentru că pe mine mă avantajează foarte tare chestia asta. Dacă vor fi 15 și 15, voi vedea care e diferența de la cravate și treaba merge foarte bine. Ce pot să fac? Am putea să ducem, ar fi 15, să ducem acolo, la 5. Dar cum să nu ducem de jos, că stai în echipă cu 20 de cravate? Zidare. Păi nu putem să facem 885 împărțit. 85. Asta, să vedem, împărțit la cine? Păi, m-am gândit împărțit la 10. Nu, m-am gândit. Măcar încercăm. Împărțit la 10 plus 10. Casandra, încercăm așa chestia aceea, dar dacă nu-i un suport logic, da. Da? Deci facem niște operații care nu se justifică. Nu ne ajută acolo, facem. Nu au niciun sens pentru problema noastră. Eu corect. Știu, domnul profesor. Păi dacă nu, am luat după fața nu. Care am ei vor ști, noi. Ei vor spune. David, Casandra și Daria, urmăriți-mă. Ia fiți atenți aici. E bună în bună. Păi dar noi practic am găsit o soluție la dumneavoastră. Nu, mai, da, nu, asta mai ușoară, gândește-o. Da. Hai să vedem așa. Daria, faptul că la scăderea aceea care... O propuneți voi. O propuneți voi. Data trecută a fost foarte avantajoasă, că a fost acolo 7 minus 6 sau ce știu, a fost 1. Mi-a dat 1 și a fost la îndemâna mea. De data asta, Daria, urmărește Daria. Nu, nu, te vreau lângă mine. Deci atenție multă. Faptul că în echipa asta sunt 15 cămăși și 20 de cravate și dincolo sunt numai 5 cămăși și 7 cravate, cum să fac eu cu tot echipajul ăsta, cu toată relația asta, ce ar trebui să fac simultan ca să ajung aici la 15? Păi... 7 plus 3 nu poate. Nu putem. Nu le uitați numai aici, ci da. Comparați asta și cu asta. Dar poți să ajung păi la 5. Este o diferență. Dar la 5 păi ești, 5 cămăși. 5 și 10. Dar fac 20 și 30. Deci putem să facem... Nu scădere, copii. Voi vă duceți mai pe scădere. Te cu adunare? Nu știu cu ce. Nu vă pot spune că dacă vă spun așa, înseamnă că mă duc pe modelul felul în care gândiți-vă. Le adunăm, le scădem. Exact. Ce era între 15 și 15? Da, între 5 și 15. La 10. La scădere ar fi 10, dar au alte operații ca să raport. Cum să fac? 15 împărțit la 5? Da, sau invers, 5 împărțit cu cât? Să facă 15. Cu 3. Deci toată echipa asta de aici. O mulțesc cu 3, măi copii. A, 300. Da, păcate, 15, și ne dă 93. Deci asta spun.
punem aici așa și spunem așa. Înmulțim aici toată treaba asta de aici cu cine? Cu 3. Înmulțim cu 3 ca să facă... Ca să facă 15 la asta. Am aceeași comparație, același lucru. Deci, prima relație devine, chiar scrieți în cuvinte, prima situație devine după înmulțirea cu 3. Ce devine? Prima situație. Unul roman, ce devine? Unul roman devine. Scrie așa, Daria. Da? Unul roman devine. Acolo. Ce devine după ce înmulțim cu 3? Unul roman devine. Păi, devine 301. Totul se mulțește cu 3. 301. 3 ori 5. Păi totul, măi, totul, dreau cam toate numerele. Deci 3 ori 5, 15. Deci înseamnă 15 cămăși. 15 cămăși și 21 de cravate. Deci 15 cămăși și 21 de cravate. Vor costa cât? 903. 3 ori 301. Adică 903 lei. 1 devine după mulțirea cu 3. Copii, după mulțirea cu 3, 1 devine. În loc de 1, vom avea 3 ori 5, 15, 3 ori 7, 21. Putem să avem cât costă o cravată? Păi stai puțin, hai să facem aici. Trebuie foarte repede în față. Da. Și 15 cămăși și 21 costă? Cât costă acum, dacă mulțim cu 3? Păi da, noi trebuie... Noi avem acolo... 903 lei, da? Costă 903 lei. Deci acum, comparațiile. 2. O scriu de desubt pe cea care nu aveam. Păi vedeți, am egalat numărul de cămăși, măi copii. 15 cămăși. Tot 15 cămăși. Cămăși. Vedeți că am prima situație. Deci am 21 de cravate. Și 20 de cravate. Și 21 avem. În a doua situație. Păi a doua, Daria. Acopiem pe a doua. 20, da. 20 de cravate. Nu sunteți atenți. Acopiem pe a doua, măi. E prima... Asta, după mulțirea cu 3, devine așa. Și pe-a doua doar o copie. Pe-a doua doar o copie. De la tablă. Cred că știu, că m-am gândit. Dar stai că să scriem. Și 20 de cravate. Și 20 de cravate. Eu nu înțeleg, domn profesor, de aceea. Păi eu insist acum, vreau neapărat aici. Și 20 de cravate costă. Costă. Costă 85 de lei. Înțelegi diferența. Stai, acum știu și eu că știți să faceți, dar haideți un pic să vedem cum am raționat de am ajuns așa de repede aici. Copii, uitați-vă, domnul profesor face efortul să vă arate că voi n-ați sesizat că dacă mulțim prima etapă cu 3, practic, uitați, comparăm aproape aceleași, ia uitați, 15 cămăși și 20 de cravate cu 15 cămăși, același număr de cămăși. Deci am adus la... de cravate. Și 20 de cravate. Și acum dacă facem lescă, facem 185. 903 minus 885 și o să vedem cum păi acum știu și eu că știți, dar... Și e 218. Deci ne dă o cravată, se vede... Păi... De, se vede surplusul de o singură cravată. Dacă aici ar fi fost 27, păi lasă să vedea... Păi cu noi copii, până am ajuns aici. Acum voi vedeți că e logic. Da. Deci diferența... Faptul că am aceeași unitate de măsură, 15 cămăși și 15 cămăși, îmi dă posibilitatea să văd cravatele care își aduc aportul la diferența de preț. Adică ați înțeles? Deci da. Egalăm ori cămășile, ori cravatele, cum e mai favorabil. Și de aceea domnul profesor a zis, mă, 15 cu 5, dacă își dau ei seama că dacă înmulțim pe prima cu 3, avem același număr de cămăși, atunci gata, înseamnă că sunt bune, au prins problema. Ați înțeles? Deci m-am dus la cămăși, că cămășile mi-au oferit o șansă mult mai mare, că 15 cu 5 înseamnă că e de 3 ori. 5-ul face 15. Ați înțeles? Egalăm la una din ele și restul și a doua. Noi putem egala și la cravate, dar va fi un pic mai greu. O să încercăm și la cravate, dar va fi mai greu. Dar însă, până la cravate, insist pe chestia asta, ne uităm la comparația dintre cele două și vedem care este mai favorabilă. Da? Alo? Vedeți ce repede este asta. Salut! 21 de cravate, 20 de cravate. E o cravată. O cravată egală cu 90 de lei. Da, eu sunt într-o oră de matematică, acum după ora 10 și jumate pot să spun. Ați înțeles? Sunt la matematică, profumă mai TV. Egalăm 1 cu 2. Undeva. Păi unde să mulțesc? Nu s-a adun să scade, da? A fost de mulțit acolo. Deci toate șmecheria a fost... Ăsta e miezul problemei. Exact. Dacă v-ați prins de asta... Deci miezul problemei este nevoia de a aduce pe una din cele două, nu?
rămășile sau cravatele la același numitor, la același valoare, la același număr. Erau 5 și 15 și atunci mi-a venit repede în minte să mulțesc tot echipajul acesta, toată situația asta, de la primul caz, de la prima situație care ne-o prezintă autorul, să mulțesc cu 3 ca să ajung la 15. Nu cu 2, că făceam la 10. Nu cu 7, că ducea la 35 de căpăși. Deci cu 3, neapărat cu 3, că numai așa, 5 ori cât să facă 15? 5 ori 3. Dar înmulțim cu 3 tot, toată situația asta aici. Și atunci înseamnă 15 cămăși, 3 ori 7, 21 de cravate, 3 ori 301, 901. Uite că am scris. Da. I-am spus, 1 devine. Deci asta, situația 1, 1, după mulțirea cu 3, devine 15 cămăși, pentru că 3 ori 5, 15, 3 ori 7, 21 de cravate, costă 903 lei. 3 ori 301, 903 lei. Și repede comparându-le, cămăși, cămăși, se vede că diferența de cravate va fi, nu? Cea care va indica prețul, diferența de preț. Și acum s-a întâmplat aici, fi chiar o singură cravată. Putea să fie 7 cravate, să zicem 27 și 20. Și atunci, 7 cravate costă cât o fi diferența, exact. Împărțim la 7 și e gata problema. Exact, da. Deci aici ne-am avut baftă, cât s-a întâmplat așa. Așa că, acum, facem ce operație aici? 903 minus 885 costă 18 lei, o cravată. Costă o cravată pentru că am obținut-o cum? Din 21 minus 20 cravate. Egal una ați cravată. Înțeles? Da. Ia să vedem dacă ați vrea voi să egalați cravatele. Ar fi mult mai greu. De ce? Mult mai greu. Pentru ba, nu. Ia zi, Davide. După ce ai făcut ca și eu ai egalat cravatele, da. Nu? Deci ai același număr de cravate. Da. La una este 7 și la asta 20. E mai greu pentru că acela nu e un număr. Dar de ce e mai greu? E puțin mai greu pentru că acela nu este un număr care se împarte fix. Adică acela, acela era fix, că era din 5 în 5 și era fix. Dar eu mulțesc pe amândouă, domnul profesor. Dar 20 împărțit la 7 dă 13 și atunci numărul ăla nu e 10 sau 15. 20 minus 7 am zis. Dar nu e minus, că noi facem o împărțire, mulțire aici. Cu cât să mulțe, cât ar fi convenabil să fie și aici și aici? Dar nu se mulțește. 7 ori, cât să fac un număr încât să fie și din coace mulțit? Deci le mulțim pe amândouă de data asta. Ia haide să ștergem, domnul profesor. Să punem situația asta. Da. E prea tare. Învățăm și pe asta. Ce? Nu e greu, copii, e ușor. Este foarte tare. Dacă n-aveți o idee, vă ajutăm noi. O să reușim. Da. O să reușim, sigur. Vă ajutăm. Deci scrie, mă, ai scrie tu. Eu scriu. Poate? Am aflat cum? Am aflat cum costă o cravată. O cravată costă... 18 lei, uite, n-am scris, e gata, 18 lei. Așa costă? 18 lei. 903 minus 885 face cât? 18, da. 18 lei. Costă o... Suntem în aceeași problemă, aflăm și cât costă o cămașă, imediat. Și ca să vedem și cât costă o cămașă. Egalăm în partea cealaltă și nu ies. Nu, nu, ne ducem aici ca să termin problema pe varianta asta. Okay. Bine. Deci am găsit o cravată, cât costă? Da, 850. Așa. Și avem acum așa. 5 cămăși și 7 cravate costă 301. Davide. O cravată cât costă o cravată acum? Dacă ai aflat cât costă o cravată. Păi, facem 18. Unde să mă duc eu? Facem 18 ori 7 plus 5 cămăși. Mai întâi faci 18 ori 7, da? Da, 17 ori 7. Hai să facem, hai să facem. 18 ori 7. Da, egal cum. Daria, Casandra. Fiindcă o singură cravată costă 18 lei, noi avem 7 aici în primul caz. 7, nu? 7 ori 18, ca să vedem cât costă toate cele 7 cravate. 126. Îmi vine 7 ori 18. Da. Da. Și scădem din 301 costul celor 7 cravate. Și ne rămâne 301, costul celor 5 cămăși. 301 minus 126. Deci facem cât? 301. 18 ori 7 egal mai departe. 126. 301 minus 126, care
minus 826. Care ne dă 175. Și la facem 175 împărțit la 5. Așa, 175 împărțit la 5. Pentru că avem 5 cravate și ne dă 35. Ai, ar fi bine să spui și 175, cele costă 5 sau 5 cămăși. Costă 5 cămăși. 5 cămăși. Așa. Da. Am putea pune într-o relație aia, domnul profesor? 5 ora. Deci, ne dă 35, domnul. 5 ora. Plus 7 ori B. Dar B știm, vezi că mă știu, în cravatele, dar știm că sunt 18 lei, e doar cu 301, corect? Da. Cum B știm că e 18 lei, că am aflat cât costă. Deci uitați, 5 cămăși, copii, 5 cămăși plus... 5 ori cât costă? Am notat cu A prețul cămășii. Hai să notăm, să zicem așa, A egal prețul cămășii. Prețul cămășii. B, B egal prețul cravatei. Cravate. Da? Și uitați, de 5 ori prețul cămășii, uitați, prima situație, 5 cămăși, 5 cămăși plus 7 cravate costă 301 lei. Uitați, v-am scris într-o relație. Corect? Da. Nu vine mai clar așa? Da. Și acum noi am aflat că B-ul ăsta, prețul cămășii, cravate, i-am aflat 18 lei. Și înlocuim. Și o să avem 5 ori A plus 7 ca să fii și mai evident 301 lei. Nu trebuie să mai pune. Da? Dacă e plus 7,18 voi singuri ați făcut, că am aflat prețul unei cravate, nu? Dar da, 17, și rămâne 5 ora, da? Este plus 126. Este egal 301. Voi ați făcut 5 ora. 5 ora cât fac aici? Este egal cu 301 minus 126 și ne dă 175. Minus 126, deci 5 ora. 275. Egal cu 175 și atunci A, adică prețul... Facem A va fi egal cu 175 împărțit la 5. Cămășii? Cât fac? 175 împărțit la 5, care e 35. 175 pentru că eu... A, nu știu dacă voi. Nu. Părțiți. Am învățat-o pe Iată că am ajuns la cămașa costă... Prețul cămășii este... 35. Noi știam că noi am compus. Iar prețul cravate costă... câte 18 lei. Deci ceea ce am prezentat eu dat așa, poate fi tradus într-o relație matematică sub forma asta. Corect. 5 ori A. Deci dacă notăm cu A prețul unei cămăși și cu B prețul unei cravate, pentru a vedea cât am dat pe cămăși, înseamnă că mulțim cele 5 cămăși cu prețul unei cămăși și asta înseamnă prețul dat pe cămăși. Exact. Pe urmă, 7 ori B, adică 7 cravate ori cât costă o singură cravată, B, nu știu. Păi e clar? Da. Fac 301. Tot așa de bine putea fi dată și relația a doua. Corect. Deci, tot ce ați văzut așa prezentat, poate fi dat în două relații matematice. Așa, deci. Care sună așa. 5 ora. 5 ora. Așa, plus 7 ori B, adică 5 cămăși plus 7 cravate costă 301 lei. Asta ca să nu mai scriem noi în cuvinte. Da. Și a doua relație, cum ați dat-o, domnul profesor? 15 cămăși. Ori A, dacă da. Zice cămăși, ori A, nu? Da. De 15 ori prețul cămășii, corect, David? Da. Plus, de câte ori ați dat, domnul profesor? 20. De 20 de ori prețul cravatei, care am dat-o cu B, egal cu cât, domnul profesor? Egal cu 885. Egal cu 885. Uitați. Și în loc să mai dau așa cu 1 și 2, cum am dat așa, simplu, matematic, prin aceste două relații am tradus toată ipoteza problemei. Corect. 5 cămăși și 7 cravate costă 301 lei. Toată vorbăria asta, de informația de la prima parte, care vă plictisește de moarte, că am văzut că dormea deja, se scrie matematic 5 ori A. Pentru că prin A am notat uitați, prețul. Uitați, A, prețul cămășii. E da. Important să scrieți asta, ca să știm B, cine e A și cine e B. Prețul cravatei. A, prețul cămășii. B, prețul cravatei. Altfel nu să știți cine e A și cine e B. Da. Deci, multă grijă. Puteam să spunem 5
cravate. Da, da, știți, dacă este și la cămăși în partea asta. Și atunci am notat cu A prețul unei cămăși, cu B prețul unei cravate. Nu puteam cu X și Y, că voi faceți ori ăsta X și nu vreau să vă este mult mai corect așa să spunem. Insist încă o dată. Darea, urmărește. Și cred că ai notat și tu așa. Deci A prețul cămășii, B prețul cravatei și aceste două relații. Dacă nu scrim așa, relația asta nu se justifică, nu are nicio legătură. Exact. Și eu te verific acasă dacă ai notat. Păi asta e a doua relație, Casandra, uite asta. Deci da, uite la a doua relație. 15 cămăși, adică 15 cămăși. Și 20. Plus 20 de cravate. Egal 85. Insist, Daria. Prima etapă. Și a doua. Ok, am scris. Deci în loc să las sub forma asta scrise, am notat că prețul total în prima situație este compus din prețul pe care îl dăm pe cămăși și plus prețul pe care îl dăm pe cravate. Pe cele 5 cămăși și pe cele 7 cravate. Cum este prețul unei cămăși? Nu știu cât este. Un număr. Nu știu. Da? 5 ori A plus 7 ori B fac prețul dat în total 301, care așa ne se spune. Discutat. În a doua variantă spune 15 cămăși, adică 15 ori A. Și scriem și a doua variantă. Casandra. A doua relație. A doua relație, așa sună problema. Deci uitați copii, dacă aș șterge tot, eu v-aș zice așa, măi copii, ia scrieți problema. 5 cămăși și 7 cravate costă 301 lei. 15 cămăși și 20 de cravate costă 885 de lei. Aflați voi cât e A, cât e B. A. Păi da, deci problema asta, poftim. E aceeași chestie pe care noi tot discutăm cu domnul profe. Corect. Exact. Am tradus-o în alt mod. Am scris-o matematic prin niște relații. Toată vorbăria asta și tot ce am comentat mai devreme, informația pe care ne-o dă autorul, este transcrisă în cele șase două relații. Și acum, în prima etapă, copii, deci astea două sunt împreună, da? Da. În prima etapă ne propunem să ajungem la 15, să fie aceeași. Observăm că aici e mai ușor să egalăm da? Același lucru. Și atunci ce facem? Înmulțim toată prima relație, o înmulțim cu cât? Cu 3. Da? Și atunci tragem așa o liniuță și zicem, 1 devine, cum a zis domnul profesor. Da? O înmulțim, ia uitați copii, o înmulțesc pe toată cu 3. Toată uitați cum am făcut. Am tras o bară așa și am zis că o mulțesc, fac ori 3. Toate numerele se mulțesc cu 3. Ați înțeles? Ce devine prima relație dacă eu o mulțesc cu 3? Ia dictează tu, Davide. 3, 15 ori 3, 15 ori 3, 15 ori 4, 21 ori B, corect, egal cu 903. Vreau, 903, bravo, Davide, înseamnă că ai înțeles. Dar două o scriu, de ce o scriu fără să mai fac nimic? Pentru că deja am 15 ori. Deja am 15 ori. Și atunci o scriu pe a doua. Uitați, fără să-i fac nimic, o scriu. 15 ori A plus 20 ori B este egal cu 885. Trag linie și le scad. Ia uitați-vă. Tragem linie și le scădem. 15 mere minus 15 mere. 21 de pere minus 20 de pere. 1. Diferența e de 1. 1 B. Adică B, care cine e B? Ia uitați cine e. Costul unei cravate. Prețul? Prețul unei cravate. Deci un B, nu se mai pune 1. Da. Un B egal cu cât, copii? Uitați-vă ce ușor și clar și frumos e. Egal cu cât? Scădem, am zis, cele două relații. 903 minus 885. Și atunci B, adică prețul unei cămăși, unei cravate, este egal cu 18 lei. Wow! Păi dacă l-am aflat pe B, l-am aflat pe acest B, acum înlocuim unde vreți voi, în care relație voi e mai ușor și l-am aflat pe A. Și uitați, eu aici l-am înlocuit chiar în prima. Uitați, 5 ori A e prima relație, plus 7 ori B, uitați 18, l-am înlocuit. Exact în prima relație. Și am obținut prețul unei cămăși. Voi e mai clar așa?
Ați înțeles? Da. Uite, domnul profesor vrea să egalăm acum la... Vrea să egalăm domnul profesor la... La prețul cravatelor. E simplu, noi vrem să vă învățăm. De asta pare mai greu. Pare. Da. Pare, pentru moment, aveți dreptate. Că da. Trebuie să împarți. Nu, ia ascultă. Să vezi, nu mai sări cu gura aia. Daria. Poți să șterg, domn profesor, ca să, le, să facem partea a doua cum ar veni? Nu, o lăsăm și prima și a doua, ca să fie ca într-o oglindă să privim. Încă să șterg asta, domn profesor, și asta nu trebuie. Să scriu aici A și B ca să nu ne mai ducem în prima. Copii, ia uitați-vă cum fac. Deci am notat cu A și scriu prețul, uitați că vă scriu prețul, cămășii. Și cu B mic am notat prețul. Cravatei. Și acum facem a doua variantă ca să vedeți că vă speriați degeaba. Să vedeți ce ușoară e. Deci mai ușoară. Visăm. Nu e mai ușoară. Visăm. Dar e la fel de ușoară. Visăm. Ia uite. Vrem același număr și aici și aici. Deci nu 7. Ca să nu fie acolo. Da, le luăm din nou. Da, păi așa e 15. Ia să vă mai scriu o dată relație. Deci prima era. Cum era problema? Îmi dictați voi să văd că n-ați uitat-o? Cum era? Deci. 5 ora, și 7 cravate, ori B, sunt 301, bravo. Lei. Bun, așa. Și a doua care? 15 cămăși, 15, adică 15 ora, corect? Sunt 185. Dar urmărește-mă și odată cu mine, înaintea mea. Și 20 de... 20 ori B, egal 185. Da. Ok, acum, domnul profesor, spuneți. Și acum... Hai să ne gândim, cum să... Vreau tare mult să fie aici același lucru. Cum am reușit performanța la cămăși să am același număr, același valoare, 15 și 15 în final. Pentru că am înmulțit totul cu 3. Hai să vedem cum se egală în B. Păi, practic, facem același lucru. 7B, 20B. Deci, cu cât se înmulțesc aici? 85, facem 15. Daria, taci un pic, te rog, că nu zici nimic, taci. Și gândește. Urmărește-ne. Că noi vă ajutăm. Daria, mare atenție, toți trebuie. Aici aș vrea în loc de 7 să apară un număr, nu știu cu cât să înmulțesc, dar când înmulțesc și din coace, același număr să fie. Secretul e că aici trebuie să mulțim la amândouă ca să reușim să le egalăm. La amândouă nu pot ca data trecută, pentru că am avut șanse. Că 5 ori 3 a făcut 15. Da, dar aici trebuie la amândouă. Vă dăm secretul ăsta. Vă ajutăm pentru că n-ați mai făcut. Ei, înmulțesc aici cu 20. Da, copii. Aici cu, cu ăsta, sus la prima cu ăsta și la a doua cu ăsta. Hai. Cu inversul lor, copii. 7 ori 20 fac 140 și 20 ori 7 fac 140. Asta am putut să vă arătăm că e ușor. Deci, neavând posibilitatea să jucăm păi, acolo. Păi ce-ai făcut-o pe prima, e ușor. Da, iubita mea, dar uite, vă arătăm cum puteți să egalați chiar dacă nu vedeți deodată. Uitați, ăsta îl punem și mulțim cu toată. Toată relația cu 20. Și aici putem mulțim cu toate... Și ia uitați, acum prima devine. Ce devine? Ia să vedem, copii. 20 cine peste tot. Păi 20 ori 5, cât o să facă? Păi 20 ori 5. 100 ori A, haide ziceți, plus 7 ori 20, 140 ori B, adică este egal cu 301 ori 20, care o să facă 301 ori 2, 602 și mai pun un 0, simplu ca bună ziua. 6020, sunteți de acord cu mine? Mai rar, să scriem, da? Să așteptăm să scrie super copii. Deci 5 ori A înmulțit cu 20 fac 100. Uite aici. Domnul profesor face punctul ăsta și voi nu înțelegeți. Așa. Dar vă fac eu X. Și de-a doua trebuie să o înmulțim. Oricum trebuie să mă obișnuim și cu punctul. Nu contează, dar haideți. De repede. Da. Haideți acum să vedem a doua. Dacă ați înțeles, ne dictați pe a doua ce dacă devine. Dacă 5 a doua devine... A, păi 15 ori 7. 1000. 5 ori 7, 35, 5 scriem, 3 reținem și ne dă 105. 105 ori cât? Ori 20 ori... Aici ori copilul ori. Aici. 105 ori A. Uite aici Casandra aici. Deci 105 cravate ori prețul unei cravate ori A. Sus, 20 ori 7, 140. 140, da. Ia uitați-vă ce vă arăt.
Ancitate! Păi am egalat, măi, copii! Am ajuns la aceeași valoare, da? Ați înțeles? Același număr de cravate. Egal cu 885 ori 7. Corect? Da. Trebuie să facem înmulțirea asta. O, și acum, da, acum e un număr mai mare, acum e 105. Nu contează, 885 ori 7. Deci fosta echipă de aici devine după... S-a transformat. Da? S-a transformat după înmulțirea cu 20 și respectiv cu 7. 885 ori 7, trebuie să facem. 7 ori 5, 35. 7 ori 8, 56 și cu 3, 59, 5. 56, 61. 6195. Dați să v-am ajutat. Și acum uitați, am mai egalat la B, copii. Asta vreau eu și domnul profesor să obținem de la voi. Nu ne-a mai interesat AU. Am înmulțit pentru că trebuia să-l înmulțim și pe el. Dar nu ne-a mai interesat AU. Ne-a interesat să egalăm la B. Și acum tragem linie și rescădem și obținem. 100A. 105A minus 100A. 5. 5A. Adică 5 ori A. 5A. De 5 ori. 5 cămăși. Este egal cu cât? 5 ori prețul din cămăți. 40. Asta s-a dus. Da? Egal cu cât? Egal cu 6195, că ăsta e mai mare, minus 6020 și 5 ora, adică 5 cămăși, vor costa 175 lei. De lei. Și A va fi egal cu 175 lei. Va fi egal cu 175 lei. Și A va fi egal cu împărțirea 5, deși aș vrea să vă învăț și cu supra. Aveți nevoie acuși. Da, 5 împărțirea 5 și 17 împărțirea numărul care mi-a dat și e foarte ușor. Păi, mama, e foarte ușor dacă vreți să vă deschideți. Voi sunteți așa. Nu vrem, nu știm, nu putem. Copii, nu putem face progres dacă refuzăm din capul orice idee, așa, da? Și nu vrem să gândim. Noi vă ajutăm, că de-aia să în momentul de față, v-am arătat că putem aranja fie cămășile să fie același număr de cămăși, iată, același număr de cămăși, sau putem aranja să avem același număr de cravate. Uitați, nu vă e clar, deci, așa? Deci, una din cele două, că la aceeași răspuns se duce problema. Da? La tot același răspuns obținem. Adică, o cămașă costă 35 de lei și o cravată, dacă vrem să aflăm cât costă o cravată. Imediat, ne întoarcem la una din ele, la care vreți voi, la care voi e mai ușor. Acum, aflându-l pe A, 35, la care voi e mai ușor, să ne întoarcem la prima. La prima, tot la prima. E un număr mic, da? Da. Și vine 5 da. Ori 35. Dar trebuie să facem și la două, adică nu fără nicio problemă. E mai mult de socotit. Și vine 5 ori, aici, asta ce devine? După ce am aflat, 5 ori 35 și ne dă... Plus 7 ori B. Este egal cu 301. Păi 5 ori 30... Știu că e un pic... Bun. Știu, e 175. Știu că e un pic mult pentru voi. Dar hai să vedem logica. Mult în sensul că vi se pare că am scris mult pe tablă, nu? Am scris mult și pentru o metodă așa de mică, mi-am scris... Da, am egalat și la cravate. Am pus să vă arătăm cum să egalăm și la cămăși. Da, era mai ușor așa. Cum, mai ușor aici? Da, facem 100 de pagini. Dar nu relațiile scrise, ci important este să, de la problema asta, să plecăm. Cu un raționament. Cu ceva clar. Un raționament corect. Corect. În sensul că miezul problemei din tot ce am discutat este ăsta. Fiindcă autorul ne dă numere diferite la cămăși și la cravate, într-o situație, și pe urmă, în a doua situație, alt număr de cămăși și alt număr de cravate, el nu este atât de drăguț să ne spună așa. O cămașă. 5 cămăși, 5 cămăși, 7 cravate și pentru tot 5 cămăși. Deci problema ar fost ușoară. Hai să ne ducem așa. Eu vreau să știu să-i dau ceva mai ușor, nu? Nu, păi tocmai asta vreau să fac acum. Da. Vreau să mă duc pe situația când e mai avem... Ușor, ca să vedem dacă ei au înțeles. Da, și să ajungem aici în 2 pași, 2-3 pași. Deci în... Exact, să fie un pic mai ușor, domn profesor, ca să vedem dacă ei au înțeles. Bine, așa facem. Uite, luăm aceleași numere care le-am fixat mai devreme. Mai problemă. Da? Și formulăm o altă problemă cu mai ușoară, mai accesibile pentru noi. Și vreau să văd dacă încercați, adică să ne urmăriți, să văd dacă ați înțeles. Ăsta e scopul meu și al domnului profesor. Să vedem dacă ați înțeles cum trebuie să plecați în problema asta. Dar e un pic, vorbești cam mult, mami, iară.
O cămașă. Ia uitați. O cămașă. Și trei cravate costă, luăm aceleași prețuri, v-am mintit, a fost cât aici, 35 și 35, 18. Și plus 3 ori 18. Da. 34 și 89 de lei. Deci face 35 plus 54. 54. 89. 89 lei. Deci, o cămașă și trei cravate costă 89 de lei. O cămașă. Ei, ce ușor, bă, da. De aici trebuie să pornim, simt. O cămașă și două cravate costă 71 de lei. Deci o cămașă și două cravate costă 71 lei. Cât costă o cămașă și cât costă o cravată? Haideți să ne gândim. Haideți să ne gândim. Că e ușor acum, da? Da, hai să facem 3. Deci o cămașă și 3 cravate. 3 minus 2 și ne dă 1. Și după aia facem 89 minus 71. Aveți baftă că este egalat la cămașă. Este egalat. Dacă tragem linie și le scădem. Facem 3 minus 2 și ne dă 1. Și o cravată, o cravată, egal cu 89 minus 71. Cravată, da, egal cu? Cu 89 minus 89 minus 71. Așa e clar, da? Minus 71 și costă cât? 8. 18 lei. Și ca să terminăm povestea, cam aflat cât costă o cravată. Și 18 lei. Atunci o cămașă cât va costa? Și o cămașă va costa 3 ori 18. Sigur că da, că sunt 3 cravate pentru prima variantă. 3 ori 18. Deci facem 3 ori 18. Sau mai bine facem așa, 2 ori 18. Și mai ușor. În a doua se duce. A doua variantă, 2 ori. Da? Deci e mai bine. Da, da. Deci te duci acolo, îți place. Facem, 18, facem 71 minus 18 ori 2. Da? Deci mai întâi facem 2 ori 18, egal cât 36 lei costă, costă 2 ori cravate. Acum, deci ce lucrăm? Acum scădem din 71 pe 36, 71 și 36. Egal cu 35 lei costă o cămașă. O cămașă. Pentru că avem aici o cămașă, da? Da. O cămașă. Și, da. Și deci, iată, am răspuns la problema asta. Deci a fost foarte ușor. De foarte ce a fost ușor? Pentru că am avut deja... Am avut egalitatea. Deja comparate. Și dacă nu avem, da? O creăm noi. Deci a fost... O creăm noi dacă nu avem. Acum facem o altă problemă. Deci, o altă problemă în care încep să complic lucrurile. Exact. Una cămașă și trei cravate costă 89 de lei. Una cămașă și trei cravate costă 89 de lei. Două cămașe și cinci cravate costă, ia să vedem, noi știm prețul la fiecare din culise, deci două cămașe și 5 cravate costă 160 de lei. Am atins că puteți să facem. Și eu. Facem 160 minus 89 și vedem cât este o cămașă și două cravate. Da, mai, dar trebuie să ne ordonăm mintea. Faci 3 ori. Să avem același lucru. Vrem să echivalăm, nu să ne scădem. Ori 2. Facem ori 2. Daria, nu te duci noi pe scădere. Facem
prima relație. Toată relația prima, o mulțim cu 2. De ce cu 2? Pentru că să fie de ce nu cu 3? Eu vreau să mulțesc cu 3. Pentru că nu poți. Așa, aș deranja aici. Da. Ca să fie același lucru, trebuie să mulțesc pe prima cu 2. Și facem 2 ori 1 și ne dă 2. 2, că mă, și prima devine, dacă o mulțim cu 2. Deci toată asta o mulțim cu 2. Deci trebuie să scriem ce devine. Da? Păi da, 2 cămăși și 6 cravate. 6 cravate. Ați înțeles? Costă 89 ori 2. Trebuie să zicem ce devine. Deci se mulțește cu 2 peste tot. Că ne închipuim că s-a dublat situația din aici. Ați înțeles? Da. Dacă îți spuneați 2 cămăși și 3 cravate, era o greșeală. Nu mai dă. Nu mai dă bine. Da? Trebuie deci să mulțim tot, copii. Și pe cămașa cu 2. Și cravata. Și da, numărul de cravate cu și cât am dat? Și cât am dat suma? Și asta a dat 2 cămăși, 10, așa ajuns cu 2. Nu, dar nu 2 cămăși și jumătate. Nu poți să iei o jumătate de cămașă. Ar fi ciudat. Ar fi ciudat să dați. Da. Deci nu se poate așa. Încă o dată, Davide. Deci autorul spunea o cămașă și 3 cravate costă 89 de lei. 2 cămăși și 5 cravate costă 160 de lei. Cum să facem noi să egalăm? Ca să avem aceeași unitate de măsură. Ușor, facem 2 ori 1 care ne dă 2. Și acolo e liber. Și 3 ori 2 care ne dă 6 și 6. Deci asta devine, după mulțirea cu 2, devine. Zici tu, David, ce devine? Devin. Mulțește cu 2 pe toate. A. Ce devine? 2 cămăși. 2 cămăși. Și 6 cravate. Corect. 89 ori 2. 18. Deci 8 scriem una regine. 16 pe 7. 178. 178. Și acum scriem și pe 2. 8. Pe 2 scriem fără să-i facem nimic. La 2 copii, că sunt foarte bucuros că am 2 cămăși și 2 cămăși. 6 minus 5. Nu, scriem. Da, zis să scriem. 2 cămăși. Scriem din nou, 2 cămăși și 5 cravate. Și 5 cravate. Ați înțeles mecanismul? Bravo. Costă 160. Ca 2 o scriem așa cum e. O copiem. Și de abia acum tragem din mie și scădem. 160. Acum așa. Și acum se vede că am avut baftă. Am muncit. Le-am adus-o pe prima să fie la același nivel. 2 minus 2, 0. Da, da. Și 6 minus 6 5, 5, o cravată. 1. Una cravată. O cravată egal cu 178 minus 160, adică 8. Costă? 18. A, 18. Da, și dă, 178. Am crezut că era. Da. Și dacă vrem să găsim cât costă și cam așa, știm bine ce facem. 18 ori 5 și ne denumărăm și scădem 160. Bun. Ia să vedem dacă și atenție. Atenție, copii. În prima variantă, prima problemă care am dat-o, am dat deja cele două la același nivel, nu? De comparație. 1 și 1. O cămașă, o cămașă. Da. Și provine diferența de preț de la cravate. Se vede foarte ușor. Dar ea, în partea a doua, n-am mai dat nici una din variante comparate la fel. Deci odată, aici o cămașă, 2 cămașe. 3 cravate, 5 cravate. Și atunci am fost nevoit să aduc, să fac o mișcare la prima relație. Încât să aduc la același nivel, da? Să aduc la același nivel. Deci asta este motivul pentru care am mulțit cu 2 pe prima. Ca să am același lucru. 2 cămăși, 2 cămăși. Și să văd diferența din cravate. Practic, să mă pot duce să prind cât costă o cravată. Da? Aceasta e metoda comparației. Deci, ca să putem compara cele două relații... Vi se pare greu? Nu. Da? După ce înțeles, e normal. Acum, dau a treia problemă. Ia să vedem a treia problemă, cum ar fi. Închide gura. 2 cămăși. Ia să vedem dacă ați înțeles. Și... 2 cravate, domn profesor. 3 cravate, da. Azi. 3 cravate, să nu mă prind cu o chestie. Cravate. Costă. Hai să facem cât costă. Noi știm cât costă. Da. Deci 2 ori 35 face 70.
Și 3 ori 18, 54, 70 cu 54, costă? 124. 124 de lei. 3 cămăși. Și două cravate. Și și trei și șase cravate. Și șase cravate. Mai bine, stai de cum. Hai, lasă că e bun, tare. Să vedem dacă se prinde. Șase cravate. Costă? Costă? 124 ori 3. Nu. Ba da. Nu, e adevărat. Pentru că trei cămăși ai acolo și acolo aveai două cămăși. Nu trebuie să faci calculul. 3 ori 35, 105 și 6 ori 18, 6 ori 18 plus 105, 213 lei. Deci, hai să vedem, deja analizați, întâi și facea cine are o soluție. Păi, eu m-am gândit să mulțim totul cu 3 ca să egalăm a doua situație, să egalăm numărul de cravate. Tu la cravate te duci? Da, pentru că nu poți. Foarte tare! Și puteți să mulțim? Cu 3. Cu 2 poate. Cu 2. Cu 3 ori 2 fac 6. Cu 2. Deci asta e tare! Și facem 2 ori 2, 4. Iată ce șmecher a fost. Ea și-a luat 6 de aici cu gândul că va mulți cu 2 ca să ajung repede la 6. Ca să fie ușor. Ca să fie ușor. Deci nu s-a dus la, cămăși aranjezi. Se duce la cravate. Foarte tare. Am face 2 ori 2, care nu are mai 4 cămăși. Deci, atenție, atenție. Prima o mulțim, cu 2. Totul cu 2. Da. Și atunci, situația devine. Situația devine. 4 cămăși. De ce? Cu 2 mulțim totul. Da. Da, 2 ori 2, 4. Plus 3 ori 2, plus 6 cravate. 4 cămăși. 4 cămăși. Plus 6 cravate. Plus 6 cravate. Este egal cu 248 de lei. Costă? 248 de lei. 248 de lei. 8 lei. Lei, da. Pe a doua relație o scriem. Că... Da, o scriem, că nu suferim mai da. Și zicem? 3 cămăși. Și? 3 cămăși. Plus 6 cravate. Și 6 cravate. 6 cravate. Este egal cu 213 lei. 213 lei. Și ca să aflăm trage minimul și scădem. Da. Și ca să aflăm cât costă o cămașă. Așa s-a prodit o cămașă. 48. S-a prodit o cămașă, dar diferența poate să fie. Da, profesor, 4 cămăși minus 3 cămăși, deci, o cămașă. Deci s-a întâmplat să fie o cămașă, dar poate să fie și 5 cămăși exact. Diferența. Da, corect. Și atunci trebuia să împărțim la 5 rezultatul care ne dă. Bun. Bine. Deci aici o înseamnă cămașă. Una. Ai înțeles, Daniel? Cămașă. Deci, egal cu... o cămașă, da. Aici cu... cravatele s-au comparat, să da. Nu vreau nimic. Egal cu... costă. 248. Costă. Diferența. 248 minus 213, care înseamnă? 35. Așa că o cămașă este 35 de lei. Domn profesor, ți-a făcut 57. Așa. Oprim. Așa și...